Informație de ultimă oră aici la Dimineața de Știri, iată, se anunță acțiuni de protest ale personalului din penitenciare împotriva ministrului Tudorel Toader și a guvernului, proteste în stradă, acțiuni în instanță, refuz de efectuare a orelor suplimentare și blocarea penitenciarelor începând cu 1 august 2018. Sunt câteva informații care vin într-un comunicat de presă eliberat astăzi de cei de la Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarilor. În continuare sunt peste 1 milion de ore suplimentare restante neplătite. Ministrul Justiției s-a angajat acum 6 luni ca reacție la refuzul unor colegi de a intra în serviciu că acestea vor fi plătite, dar nu s-a ținut de cuvânt, scrie în acest comunicat. De asemenea, mai solicită cei de la sindicate reluarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de management superior și încetarea practicii de vasalizare prin împuterniciri, unele deja ilegale, prin depășirea limitei de 1 an permisă de lege. Sunt date și nume acolo, însă cel mai probabil le vom afla cu exactitate de la cei care inițiază, iată, aceste acțiuni de protest. Iar calendarul acțiunilor de protest include petiții, refuz de efectuarea orelor suplimentare, proteste în stradă, pichetări, acțiuni în justiție și plângeri penale. Stăm de vorbă prin telefon în acest moment cu domnul Sorin Dumitrașcu, cu președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Bună dimineața, mulțumim că sunteți la Dimineața de Știri. Așadar, de miercuri este grevă. Bună dimineața. Nu, de miercuri începem acțiunile de protest și vom face asta gradual. Vom începe cu petiții, vom începe cu notificări, vom continua cu, cu pichetări, vom avea și proteste în stradă. Într-un final vom ajunge probabil și la blocarea activității. Da, noi ne-am mai întâlnit pe teren, domnule Dumitrașcu. Aș vrea să vă întreb, de ani de zile nu se rezolvă această situație. Am avut scandaluri, am avut emisiuni întregi dedicate situației din penitenciarele din România. Iată, de această dată pare că nimic nu s-a rezolvat. Văd acolo, în continuare, 1 milion de ore suplimentare neplătite. Da, datoria noastră este să continuăm până se rezolvă. Faptul că guvernul României și ministrul justiției își asumă anumite obligații și nu le duc la bun sfârșit, practic promit și nu se țin de cuvânt, este problema lor. E o chestiune de moralitate și o chestiune de responsabilitate politică, pentru care vor plăti până la urmă. Datoria noastră este să ducem aceste revendicări până la capăt și să ne ținem pe ele. Asta e datoria noastră față de membrii de sindicat. Da, de ani de zile, de când tot discutăm despre aceste probleme, s-a schimbat ceva la nivelul situației din Administrația Națională a Penitenciarilor, din penitenciarele din România? S-au mai rezolvat niște probleme? Nu. Schimbările au fost minore pentru că nu a fost o decizie politică serioasă și o determinare în acest sens. Practic s-a dorit acoperirea unor probleme și evitarea unei situații negative pentru România în raport cu CEDO și cu alte instituții internaționale. Ce măsuri veți lua referitoare la ministrul justiției? Văd că solicitați, după cum vedem în comunicat, demiterea ministrului justiției pentru incompetență și acțiuni ilegale. Avem o relație destul de dificilă cu ministrul de aproape un an de este. Am tot cerut. Încercați să fiți mai clar, pentru că nu vă auzim foarte bine acum. Domnule Dumitrașcu, puteți repeta informația, vă rugăm. Noi am încercat să mai bine de un an de zile. Mulțumim foarte mult, domnul Sorin Dumitrașcu.